În municipiul Botoșan sunt două cimitire, dar care cu timpul au ajuns la capacitate maximă, iar din lipsa locurilor, oamenii au transformat aleile în morminte, iar cetățenii care vin la cimitir nu mai au efectiv pe unde să treacă. O problemă ar fi și lipsa toaletelor publice din cimitire. Deși preoții înțeleg că este nevoie de bani pentru aceste investiții, spun că autoritățile ar trebui totuși să găsească o soluție. Pe de altă parte, botoșănenii s-au plâns preoților că au crescut copaci pe locurile de veci sau chiar între morminte, iar pentru a scăpa de aceștia, aparținătorii celor decedați trebuie să plătească. Pentru degajarea pomilor este nevoie de autorizație și de aviz. Părțile respective sunt mai în groapă și mai departe, că sunt loc, care au prins locuri, cu tata, cu mama, cu nu știu ce. Am vorbit cu cei care erau îngropare. Zic, doamne, cum o să procedeze? Rămâne pe cărare. Noi, dumneavoastră, când veniți la mormântul unui prieten, a unei rude, vii cu haine curate, în special în negru îmbrăcat. Când te duci acolo și te-ai profii tot, nu-ți prea pică bine. Și bine ar fi că acolo cei care se ocupă și fac, ai făcut treaba, ți-ai strâns de acolo, ai făcut curat și... Ori vedeți și dumneavoastră că erau alei care erau mai sus decât mormântul. Gunoi rămas de la cei care făceau acolo diferite treburi. Prefectul județului Botoșan, Dan Nechifor, a spus că această situație i-a fost adusă la cunoștință abia acum, dar nu depinde de el, ci de reprezentanții administrației publice locale și ai serviciului care se ocupă de administrarea cimitirelor. Însă va face tot ce este în putință pentru a se putea rezolva și această problemă. Unde să meargă la toaletă? Între morminte? Uitați, aceste probleme care legați dumneavoastră, doar anul trecut, eu vă spun că nu l-am sesizat niciodată. Nu l-am văzut sesizate din punctul meu și pe care este prima dată. Nu cunoaște problemele astea care nu sunt neapărat în atributul instituțiilor pe care le gestionează. Dar nu am văzut ridicate aceste probleme de-a lungul, să spun, a întregii perioade din pandemie. Într-adevăr, este un subiect care a fost lansat la numărul și el și anul trecut vis-a-vis de construcția unui nou cimitir, care este foarte necesar, indiferent de varianta lui, privată sau publică, este foarte necesar pentru municipiul Botoșan. Pentru că cele două, într-adevăr, sunt la capacitate maximă. Un serviciu și transmite mai departe problemele dumneavoastră legate de acest subiect. Putem chiar prin organele noastre de control să impunem inclusiv toaletarea, chiar dacă este, să spunem, atribut al primăriei. Cu privire la lipsa toaletelor publice, medicul Monica Adăscăliței, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică, a transmis că Inspecția Sanitară se va autosesiza în acest sens pentru a demara controlele necesare și să rezolve totodată această problemă. Da, dar am spus, aceste cimitire sunt sub ordinea primăriei. DSP-ul nu poate să ducă toaletele în cimitire. Ne putem face control și la rândul nostru să dăm amenzi celor care se ocupă. Comunic. Dacă nu ca cunoștință, eu mă sezizez.